Așadar, Cosmine, ai pornit la treabă și te stau la bine. Acum poți trece la loc, pentru că încerc să continui. Tu ai nevoie să scrii și tu pe caietul tău, dar în afară de faptul ăsta. Ai și șansa asta, că vezi lecția nu pe Prof Online TV, acolo când te uiți, nu pe Prof Online, că el va fi pe YouTube pus, da? Și știi cum se ajunge acolo. Da. Se tastează pe Google Prof Online, după care se intră în pagina aceea, iei de acolo video matematica și de acolo găsește tot ce trebuie. Cosmine, practic pe noi ne interesează. Este un predicat ăsta, nu? Și cum noi acum am evoluat, putem să ne chipuim că avem de-a face cu o funcție, da, care are rețeta asta, 2x minus 5. Deci notăm, aici n-a fost suficient, da, 2x minus 5 mai mare decât 0. Trebuie să spun că în ce mulțime vreau să găsesc rezultatele acela. Deci, x aparține lui iar, să zic. Lui iar. Și atunci, noi ne închipuim că avem funcția f de x, rețeta, de egal cu 2x minus 5. Asta e rețeta. 2x minus 5. Cu virgulă, f definită pe iar, iată că precizez domeniul definiției. F definită pe iar, cu valori în iar, adică y, care zice aceea, numere reale. Deci am transcris în ecuația ca o funcție. O funcție. Da? Și noi acum precizăm mulțimea pe care ieși o parcurg, la minus infinit, la plus infinit, iar de desubt punem y ce care apar. Y egal cu f de x. Y egal cu f de x. Deci x la minus infinit la plus infinit și y egal cu f de x. Și atunci, ideea este foarte simplă, pentru că dau lui x valoarea respectiv și găsesc y care apare. Da. Și zicem, pentru x egal cu 0, y este minus 5. Pentru x egal cu 1, y este minus 3. Pentru x egal cu 2, y este minus 1. Pentru x 3, y egal cu 1. Cu 6 minus 5, 1. Și așa mai departe. S-a schimbat, a început să apară y pozitiv. Da. Există un x aici, care are ca imagine pe 0. Știi cine este x-ul între 2 și 3? Nu avem decât să nu egal cu 0. De aceea se egalează cu 0? Iată tehnica, mecanic. 2x minus 5 egal cu 0, rezultă x egal cu 5 pe 2, facem tabelul de variația semnului, în 5 pe 2, iată x-ul acela, 5 pe 2, imaginea este 0. Și în partea asta altă sunt y de un anumit fel, iar de aici încolo sunt y de un alt fel. Iată în partea asta numai ce y am obținut aici? Numai y negativ. Da? Și în partea asta altă de la 5 pe 2 acolo a fost folosit numai pozitiv. Dar când facem semnul ăsta, Cosmine, nu e altceva decât ce fel de y ce obținem. Ce fel de y ce obținem, da? Iată că acum începe să facă lumină în mintea noastră și că tabelul în ecuație se rezolvă astfel. Se egalează cu 0. Dar când se egalează cu 0, de fapt, ăsta 0, y-ul ăsta, da? Y-ul ăsta, de la faptul că am zis egal cu 0, ăsta era y-ul, nu? Ăsta este y-ul și l-am făcut egal cu 0. Da. Și ne întrebăm pentru ce x este ăsta 0? Care e x-ul pentru care se obține 0? 5 pe 2. Și în stânga se pune, dai un x din partea stângă. Cel mai bine, dai un x din zona, de la minus infinit până la 5 pe 2. Pe 0 cel mai bine dai. Și când dai pe 0, imaginea vine 2 ori 0, 0, minus 5. Adică e clar că aici numai negativ va fi. Iar în partea cealaltă vor fi numai numere pozitive. În concluzie. Putem spune așa, că x minus 5 mai mare egal că 0,
Deci 2x minus 5 e mai mare ca 0. 2x minus 5 mai mare egal ca 0. Dacă și numai dacă, mulțimea de adevăr, adică dacă și mai dacă, x aparține de la cine începând? De unde vezi tu y pozitiv? De la 5 pe 2. Asta e, bă! De la 5 pe 2 la plus infinit. Deci, 2x minus 5 mai mare egal ca 0, dacă și mai dacă, x aparține de la 5 pe 2 la plus infinit. Deci, asta era povestea foarte importantă de sesizat. Deci, când rezolvăm inecuația, sigur că nu-ți fac explicațiile astea foarte riguroase, dar tu, ca elev, dacă n-ai în minte exact ce se întâmplă, mecanismul acesta, o faci, faci mecanic fără să înțelegi rostul acestei trei. Așa a spus profesor. Ce, cum faci? Cum rezolvi? Păi egalez cu 0, găsesc x-ul, fac un tabel, pun x la minus infinit la plus infinit și văd unde a fost 0, în 5 pe 2 este 0 și la stânga pun semn contrarul A. Semn contrarul A și în afară semnul A. Mecanic și dacă e înțeles invers, atunci ai dat totul peste cap. Da? Deci, dragilor, vreau, insist foarte mult, trebuie bine, bine precizat și bine înțeles de fiecare că rezolvarea unei inecuații înseamnă, de fapt, tot ce am spus mai devreme. Și hai să mai vedem alta. Uite, dacă îți propun să rezolvăm inecuația următoare, Pașmin. Deci să se rezolve inecuația. Au căzut bateria? Da, mă, au căzut bateria și cei care ne urmăresc, dacă ne urmăresc. Așa nu mai aud acum. Așa că... Resetez camera. Băi, de ce ești figură, băi? Ia să vedem. Acum se aude, nu se aude nici acum. Păi da, ce poți, mă? Știu ce poți. Nu pusesem în buzunar și nu pusesem în priză. Cum să fie asta? Asta era. Acum mai merge, nu? Merge. Bun. Hai să ne întoarcem, Cosmine. Și să spunem așa, că rezolvarea altei inecuații, hai să luăm pe alta, de tipul. Rezolvarea inecuației. Să zic așa, x pătrat, să rezolvăm inecuația x pătrat minus 5x plus 6, mai mare egal decât 0. Ce ți-ți indic acum este o inecuație de gradul 2. Ce tehnică știi tu? Cum faci la inecuația de gradul 2? Prin delta și x-ul și minus 2. Dar ce cu delta? Coeficient. Stai o secundă. Deci, practic, egalăm ca să... Da, egalăm cu 0, nu? Da, deci, se atrașează ecuația x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0, dar, practic, ce se ascunde în culise? Acum, după ce am înțeles, înseamnă că rețetele acestea i-am pus în corespondență funcția f de x. Da. F de x.
Deci acesta este f de x-ul, rețeta, x pătrat minus 5x plus 6, cu f definită pe r cu valori în r. Și când am zis egal cu 0, deci practic am găsit y-ul, am forțat să fie 0, că este, f de x este y-ul, da? Deci când noi am zis asta egal cu 0, x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0, ne interesăm care sunt acei x pentru care y-ul este 0. Deci știm imaginea. Dar cine sunt x și care se duc spre 0? Și de ce facem? X pătrat minus, încă o dată scriu, x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Și spui tu, știi tu, x1, 2, ai o formulă, egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. Și egal mai departe cu minus b plus minus delta, cine este? B pătrat minus 4ac, adică 25 minus 4, da? 25 minus 4 ori 1 ori 6. Și face 25 minus 24 și face 1. Deci delta egal cu 1. Și atunci vine minus B plus minus radical din 1, totul supra 2 ori A. Da? 2 ori 1. Și egal cu cât ar veni în cazul de față? Minus B, B-ul este minus 5, vine 5 plus sau minus 1 supra 2. Și odată ai x1 egal cu 5 și cu 1, 6 pe 2, 3. Și x2 egal cu 5 minus 1, 4 pe 2, 2. Cele două valori sunt 2 și 3. Adică lui 2 și lui 3 îi corespunde, dacă te gândești la diagramă, îi corespunde 0. Asta se întâmplă. Așa că noi o să facem tabelul de variație a semnului. Da? Faci din nou tabelul de variație a semnului. Și punem x și de la minus infinit la plus infinit. Așa. Iar y-ii punem dedesubt. Y-ii care apar după rețeta asta. X pătrat minus 5x plus 6, da? Și am constatat că la 2 și la 3 vom pune 0. 0 și 0. Da. Pentru că cum am obținut pe 2 și 3? Egalăm cu 0. Adică lui 2 și 3 se corespunde 0. Și acum începem să gândim așa. Cum facem dacă x la minus infinit la plus infinit, 2 și 3, cum gândim? Păi, în felul următor. Luăm un x din zona asta, la minus infinit la 2. Să vedem ce fel de y obținem. Și cel mai bun x de la minus infinit la 2, care ar fi, care îmi place mie? De aici, la minus infinit până la 2, dăm un x. Minus 1. Dar și 0 e bun. Da, și 0. Cel mai bun e 0, că rapid îi găsesc imaginea. Deci pentru x egal cu 0, pentru x egal cu 0, rezultă că f de 0 este egal cu. F de 0 cât este? 0 minus 5 ori 0, 0, 6. Da. Deci imaginea e 6. E 6, ce fel de număr este 6? Pozitiv. Plus peste tot. Deci în toată zona asta, orice x se lua, minus 1, minus 2, 1 și mai departe, numai ești pozitiv obții. Da. Să luăm între 2 și 3 o valoare. Nu 2 și 3, 2 și 3 nu e 1. 1,5. 1,5 sau cât ar veni? 1,5 este între 2 și 3? Nu. 2,5. Adică 5 pe 2. 5 pe 2. Ia să facem. F de 5 pe 2. F de 5 pe 2. Egal cu 5 pe 2 la pătrat. Da. 5 pe 2 totul la pătrat. Minus 5 ori. 5 pe 2. Plus 6. Și egal cu? 25 pe 4. 25 pe 4. Minus 25 pe 2. Da. Plus 6. 21 e 4. Da. Am văzut că mai ești cu 2. 2 și 4. Da. Și egal cu 25 minus 50. Da. Plus 24. Da. Totul pe 4. Și egal cu?
minus 25, cu minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Deci în 5 pe 2 este minus 1 pe 4. Dacă fiind o valoare negativă, înseamnă că minus va fi peste tot aici, în zona de 2 și 3. De la 3 încolo? Plus. Să vedem. E o valoare 4 bunoară și cât este? 4 este de acolo înainte, f de 4. F de 4 egal cu? Egal cu 16 minus 20 minus 4 plus 6, 2. Minus 20 minus plus 6, nu? Da. Deci 16 minus 20 plus 6 egal cu? 2. Da? Cu plus 2. Da, 2. Plus 2. Deci ce fel de număr am obținut? Pozitiv. Și plus parte peste tot. Și acum, x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca 0, adică ar fi ce y pozitiv obținem? Care este zona care obținem y pozitiv? Deci, pentru x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca decât 0, echivalent cu a răspunde că mulțimea de adevăr, mulțimea de adevăr pentru predicatul ăsta, este egală cu cine? Unde vezi tu zona în care, dacă înlocuiești pe x, ai y pozitiv? De la 2 la plus. De la 2 la plus infinit. Adică de la 2 încolo obții numai y pozitiv în zona asta. Oh, pardon, de la 4, vreau zic. Nu de la 4, chiar de la 3. Ah, da, că 0. Noi am luat, aici e 0 și că urmă, de acolo tot numai pozitiv. Vezi, unde vezi plus, acolo e zona. Deci unde e zona? De la 0 la... De la unde? Care, pentru ce x? Care sunt x și pentru care obții y deci pozitiv? De la 3 la plus infinit. De la 3 la plus infinit. Numai atâta? Ia mă, uite, de la un cap la altă, pe toată axa. Și de la minus infinit până la... Păi vezi? Și de la minus infinit până unde? Până la 2. Eu am dat așa 6 ca să... Repet. Ca să-ți atragă atenția că sunt numere pozitive, da? Dar tu acum, văzând tabelul de variația semnului, adică ce fel de y obții pozitiv, negativ, răspunzi acum. Este egal cu intervalul de la minus infinit la 2, reunit cu 3 plus infinit. Deci pentru x pătrat minus 5x plus 6, mai mare egal decât 0, răspunde echivalent, va spune că x și a aparțin de la minus infinit la 2, închis chiar, că și egal. Te interesează și când e egal cu 0. Și egal cu 0, vezi, ai avut inecuația și egal. Da. Mai mare sau egal? Mai mare sau egal? Deci, practic, și în momentul ăsta, deci minus infinit 2 reunit cu 3 plus infinit. 3 plus infinit. Ăsta este răspunsul. Dar, de fapt, noi am găsit mulțimea de adevăr. Că dacă tu locuiești orice x de aici, de la minus infinit la 2, obții, după ce înlocuit, numere pozitive. Hai să vedem. 0 la sunt noi. Când 0 vine 6. Ce fel de 6? Pozitiv. Deci e clar că e bine. La fel, de la 3 încolo, în concluzie. E limpede un lucru. Că rezolvarea unei inecuații de gradul 2, presupune, atașăm ecuația, adică egală cu 0. Găsim x și pentru care se întâmplă să fie 0, da. Întocmim tabelul de valori, da. Și în tabel trecem în dreptul acelor două valori, trecem pe 0, da. Și dăm niște x dintr-o zonă, dacă e citit, dintr-o singură zonă e suficient. Și dacă ai obținut aici e pozitiv, plus, dincolo minus, plus, plus. Da. Deci alternează semnul. Știi sigur că alternează din clipa în care ai obținut așa ceva. Și acum, insist, când rezolvăm inecuații, deci ne aflăm mulțimea de adevăr pentru predicatul acela. Intervalul pe care îl descoperim este cel care ne rezolvă problema și transformă predicatul acela în propoziții adevărate. De aceea este modul cel mai interesant de introducere a noțiunii de funcții și trebuie să stăpânim bine problema. Uite-te, Cosmin, dacă îți dau acum o altă inecuație.
să zicem, e ecuația x pătrat plus x plus 1 mai mare ca 0. X pătrat plus x plus 1 mai mare ca 0. Cum procedăm? Cum ai de gând? Cum propui tu? Păi la fel, egalăm cu 0 mai întâi. Da, deci egalăm cu 0. Aflăm cele două valori. Exact. Deci egalăm cu 0. Adică voi spune x pătrat plus x plus 1. Plus x plus 1. Egal cu 0. Da. Și rezultă repede. Vorbește cu un după, câte acum nu mai știu. X1, 2. Egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a, delta fiind egal cu b pătrat minus 4ac, delta egal cu b este 0. Delta egal cu minus 3. Delta egal cu minus 3, deci vine 1. Minus 4 ori 1 ori 1 și face minus 3. Și atunci egal mai departe, spunem, sus. Păi delta da negativ. Și dacă da negativ, ce? Nu. Zi. Tu răspunzi, tu ești la prima. Adică nu se poate extrage radical din număr negativ. Da, dintr-un număr negativ. Deci, radical din minus 3, acolo când mai... Hai să scriem totuși, bine cât. X1, 2 egal cu minus 1, că e minus B, da? B e 1, da? Da, minus 1. Plus minus radical din minus 3, da? Totul supra 2 ori a 2, da? Minus 2 ori 1, 2. Și egal mai departe cu minus 1 plus minus... Dar aici știi că pe minus radical din... Poți să spui și ești minus 1 ori 3. Totul supra 2. Și egal mai departe cu minus 1 plus minus radical din minus 1. Da? Da. Minus 1 ori radical din 3. Totul supra 2. Și egal cu minus 1 plus minus radical din minus 1 s-a notat cu i pătrat. Deci minus 1 egal cu i la a doua. Așa. I la a doua. Și atunci vine radical din i pătrat ori radical din 3. Totul supra 2. Și egal mai departe cu minus 1 plus minus i radical din 3. Totul supra 2. Minus 1 plus minus i radical din 3, totul pe 2. Așadar, avem x1 odată egal cu x1 egal cu minus 1 plus i radical din 3 pe 2 și x2 egal cu minus 1 minus i radical din 3 pe 2. Dar acestea nu mai sunt numere reale, sunt numere complexe. Deci, acestea sunt numere din mulțimea C. Numere complexe. Da? Sunt numere complexe care nu mai pot fi trecute pe axa reală, pe axa asta, da? Da. Deci nu ne putem trece pe dreapta. Așa, când facem tabelul de variație a semnului, x-ul de la minus infinit la plus infinit, aici trebuia să trecem x și pentru care avem 0. Ei, găsim x real, am găsit x real, ce fel de x ăștia? Sunt complexe. Așa se reprezintă în plan. Deci dacă vrei să reprezintăm numerele acestea, nu le reprezintăm. Asta mai poate fi minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2. Deci ar fi minus 1 pe 2, aici, dacă ăsta e minus 1, minus 1 pe 2 este aici. Și radical din 3 pe 2, radical din 3 pe 2 care înseamnă 1 și ceva pe 2, 0, 1,70 pe 2, 0,86, parcă 1,73, da? 0,86. Dacă ăsta este
1, ca să fie tot atât de mare cât asta, 0,86 pe aici este. Și atunci ducem paralele și iată steluță, apare punctul acesta, care e un punct pe, în plan, nu e un punct pe, punctul de coordonate care este minus 1 pe 2 și respectiv radical din 3 pe 2. Nu este pe dreaptă, ci este undeva în plan. Ei, punctele acestea care sunt în plan și nu sunt pe dreaptă, nu mai sunt. Perechile acestea nu mai indică numere reale, ci indică numere complexe. Pentru că pe dreapta aici Y este 0. Deci atunci suntem pe dreaptă. Așadar nu mai poți să treci aici. Nemai putând, îți pare foarte rău și spui, bă, asta e pentru voi Y. Am să iau un X la întâmplare și le-au fi 0. Să vedem ce Y găsesc aici. Și când înlocuiesc aici pe X cu 0, pentru că e vorba de f de X. Dar în fel, X pătrat plus X plus 1. Și găsim Y cu 1. Da? Y este 1. Și atunci, dacă Y este 1, înseamnă ce fel de număr ai obținut aici? Pozitiv. Deci pus peste tot. Pus peste tot. Deci pus peste tot. Și la întrebarea pentru X pătrat plus X plus 1 mai mare ca 0, unde e echivalent cu ce X? Unde vezi tu plus? Pentru ce X vezi tu că Y sunt pozitivi? Pentru ce X vezi că Y sunt pozitivi? Peste tot. Pentru toți X și de la minus infinit până la plus infinit, Y care apar sunt numere pozitive. Deci aici se spune X aparține lui ea. Iată, X aparține lui ea. Asta e răspunsul. Vezi? La inecuații de gradul 2, când nu găsești rădăcini, cum ai spus tu, că dacă delta e negativ, n-ai rădăcini reale, nu le poți trece aici, da? Pe axa reală, și atunci știi, iei un singur X și vezi ce fel de număr obții. Dacă ai fi avut așa, f de X egal cu minus X pătrat plus 1 mai mare ca 0. Minus X pătrat plus 1 mai mare ca 0. Doamne, fel egal cu 0. Tot așa, da? Deci zici minus X pătrat plus 1 egal cu 0. Stabil cu eficiență. A, B și C, da? Dar așa e particular. Păi putea duce pe unul în partea cealaltă. Și ar fi echivalent. Cu minus X pătrat egal cu minus 1. Da. Înmulțim cu... Înmulțim aici cu... Cu minus 1. Și echivalent cu... Echivalent cu X pătrat egal cu... X pătrat egal cu 1. Și echivalent... X1, 2, egal cu... Două variante, plus minus 1. Că și 1 e bun, și minus 1. Minus 1 la 2 face 1. Deci X1, 2 egal plus minus 1. Sunt astea numere reale? Da. Da, e 3 acum, da? Deci fac tabelul de variația serului și zic X și de la minus infinit la plus infinit. Am pe minus 1 și 1. În dreptul lor, Y sunt 0, că așa s-a întâmplat, nu? Y sunt 0. Și ce fac acum? Dăm valori din stânga și din dreapta, să vedem... Și dintr-una din zone, e bine, da? Da? Și cea mai bună zonă care îți place ție, care ar fi condiția asta? Pozitivă. O valoare pozitivă, un X pozitiv, da? Da. Adică pozitiv e și de la 0,5 ar fi. Eu zic să-l dăm pe 0 care e plasat aici, oh, între minus 1 și 1. Da. Deci un X din zona care e 0 îți place cel mai tare. Da? Și zice, pentru X egal cu 0, X egal cu 0, rezultă că Y va fi egal cu F de 0. F de 0 și face cât? 1. F de 0 face 1. Da? F de 0 egal cu 1. Ce fel de număr ți-a dat? Pozitiv. Pozitiv. Și atunci pui plus aici. Iar în rest, ce numere vei pune? Negativ. Negativ tot timpul. Negativ, negativ. Da? Și iată că ai în clipa asta clarificată problema și citești unde ai zona pentru care dându-i valori găsești Y-ii pozitivi.
De la 0 la plus 1. Deci ai avut așa, minus x pătrat plus 1 mai mare ca 0. Unde vezi tu y plus? De la 1 la plus infinit. Așa vezi tu? De la 1 la plus infinit? Vezi că y e pozitiv aici? Păi citește acolo, măi! De la minus 1 până la 1. Asta e răspunsul. Deci tu, practic, ăștia sunt y și era vorba că y este mai mare egal decât 0. Știuți, unul este cu plus în toată zona asta. Și văd aici, citești sus, între minus 1 și 1. Deci răspunsul este foarte simplu. La minus x pătrat, deci pentru minus x pătrat, scrie te rog, minus x pătrat plus 1 mai mare decât 0, echivalent cu a spune că x și aparțin, da? Da, de la minus 1. Minus 1 la 1. Interval deschis, că inecuația este strictă. Da, da. Este deci între minus 1 și 1, fiindcă inecuația este strictă. Da. Deci, iată, putem remarca acest lucru, că e limpede cum se rezolvă inecuația de grad 2. Se atașează ecuația. Se găsesc rădăcinile. Dacă le găsim, le trecem. Dacă sunt reale, le trecem. În dreptul lor punem 0 și luăm un x dintr-o zonă, dintr-un unul din intervale și găsim imaginea și vedem ce fel de număr am găsit. Și căutăm intervalul în care se află 0. 0 se află între minus 1 și 1. Și când am dat pe x egal cu 0, am găsit că y-ul este un număr pozitiv. Și atunci plus tot în zona asta, dintre minus 1 și 1. În rest, este tocmai contrară. Dacă nu ai numele reale, cum s-a întâmplat mai devreme, ne-am dat numere, am găsit numere complexe, atunci nu le mai poți trece în zonă. Și de la minus infinit până la plus infinit se va comporta într-un mod anume. Și dacă ai găsit, ai luat un 0 și ai văzut că ți-o dat, ai luat un x anumit și ai găsit ce fel de y obții, pui peste tot același semn peste tot. Dacă e pozitiv, plus peste tot, dacă e negativ, negativ peste tot. Și astfel ai rezolvat problema și acum citești. Dacă ți-a cerut să fii mai mare ca 0, spui, băi, bun, de la un min capăt la așa, la minus infinit la plus infinit. Dar dacă ar fi fost mai mic ca 0? Pe unde ar fi fost minus? Ai și văzut undeva minus? Dacă ar fi fost mai mic ca 0, tot plus. Cum dacă inecuația ar fi fost așa? Pentru inecuația x pătrat plus x plus 1 mai mic ca 0, ce ai fi făcut? Tot așa, așa e ecuația. Așa era cu minus. Păi, ia să vedem dacă obții cu minusul alt. Deci, notăm f de x asta. Da. Da? F de x egal cu x pătrat plus x plus 1. Mai mic ca 0, vrei, da? Da. Cum faci? Tot așa faci. X pătrat plus x plus 1 mai mic ca 0. Deci, egalăm cu 0 asta, vă spune, egalăm cu 0. Găsim rădăcinile. Da. Ce-i părerea despre rădăcini? Păi, tot la fel, sunt minus 1 și 1. Păi cum să fie minus 1 și 1? N-am făcut-o mai înainte? La x pătrat plus x plus 1? La x pătrat plus x plus 1. Este... Păi, te uiți la x pătrat plus x plus 1. Ce fel de rădăcini? X pătrat plus x plus 1. Egal cu 0. Ah, păi vezi? Deci, la asta, x pătrat plus x plus 1, x1, 2, egal cu minus 1 plus minus i radical din 3 pe 2. Asta a fost x1, 2, egal cu minus 1 plus minus i radical din 3 pe 2. Care nu mai sunt, nu sunt reale. Și nu ne mai poți trece în tabelă. Da, sunt complexe. Și atunci, de la un capul la altul, nu mai ai ce face, nu mai treci nici un x, și dai un x la întâmplare, pe ce semn faci. Și ce semn dacă luăm x la întâmplare? Pe 0. Pe 0. F de 0 cât este? Cu 1. 1. Ce fel de număr este 1? Pozitiv. Și atunci pune peste tot semnul plus. Da. Și unde vezi tu inecuația asta? Ce răspuns vei da pentru asta? Pentru x pătrat plus x plus 1 mai mic ca 0. Unde vezi
negativ, numere negative aici. Nu sunt nicio... Păi nu sunt nicăieri. Și atunci ce îți vei spune? X aparține cu R mulțime. X, unde vezi X? Ah, pentru... la minus infinit până la plus. Păi de la minus până la plus infinit este plus. Deci de la minus infinit până la plus infinit, Y care apar sunt numai numere pozitive. Vezi undeva numere negative? Nu. Și atunci ce spui? X aparține mulțimii vide. Deci răspundem aici echivalent. X aparține mulțimii vide. Deci nu există niciun X pentru care să se întâmple chestia asta. Îți spune, deci legea este simplă, situația e clară. Deci cum faci? Atașezi ecuația, găsești rădăcini. Dacă sunt reale, le trăiești, dacă nu, nu. Da. Dai un X, dacă sunt reale, dai un X din interval, ca să vezi semnele. Și până te duci și înapoi, băi, ce vrei tu? Negativ. Tragi din un capul altul, te uiți. Unde sunt Y și negativ? Nicăieri. Mulțime vide. Dacă ai fost mai mare ca 0, cum a fost mai devreme, cu mai mare ca 0, atunci ar fost echivalent cu X aparține. Unde sunt pozitiv, citești, la un, privind de la un cap la altul? Peste tot, adică unde? De la minus infinit la plus infinit. De la minus X aparține, de la minus lui el, pe scurt. Da? X aparține lui el. Deci vezi, dacă am avut din ecuația cu mai mare ca 0, X și aparține lui el. Dacă am avut-o cu mai mic ca 0, X aparține mulțimii vide, pentru că nu găsim nicăieri așa ceva. Da? Deci trebuie foarte, foarte bine înțeles. Eu trebuie să pun la punct chestia asta, că nu ți-e clar deloc. Făceai totul mecanic, așa, fără nicio legătură. Deci cum se rezolvă, hai să spunem, cum se rezolvă inecuațiile de gradul 2? Povestește tu. Cum se rezolvă inecuațiile de gradul 2? Păi se evaluează cu 0. Da. Găsim rădăcinile, o facem tabelul de valori, da. La rădăcinile care le-am găsit punem 0. Deci dacă la dreptul lor punem 0. Și dăm o valoare din între rădăcini să vedem semnul. Nu dintre rădăcini, unde îți vine ție mai bine. Da. Într-un intervale. Că de fapt, prin prezența celor de rădăcini, intervalul de la minus infinit la plus infinit este rupt în 3. De la minus infinit până la prima rădăcină. Între cele două și pe urmă a treilea. Sunt trei intervale. Și dintr-unul din cele care îți convin ție cel mai mult, de regulă în intervalul acela care îl conține pe 0, cât este mai comod să-i dea valoare 0, constați după înlocuire ce Y obții. Da. Și acolo pe intervalul ce ai pus semnul. Da? Da. Și după vedem de la... Alternează în rest. După care citești inecuația. Măi, ce vreți voi? Da, de unde ești? Unde vreți? Mai mare ca 0. Citești unde vezi cu plus. Da. Mai mic ca 0. Vezi unde cu minus. Și simplu, foarte mic, dai răspunsul. Da. Deci ăsta e mecanismul, da? Dar în culise, eu n-am făcut, nu v-am dat algoritmul, ci am explicat algoritmul. Pentru că, mai, Cosmine, foarte greu văd că te desprinzi de cei ce ai automatism în capul tău. Adică, tu ești obișnuit să primești rețete și faci rețetele alea, dar nu te interesează de ce trebuie făcut așa. Pentru că nimeni nu a încercat să spună, măi, nu înghiți nemestecat. Da? Trebuie să mesești tu, să înțelegi tu de unde vine chestia asta. Deci în lecția de astăzi, acum, eu am făcut ce lucru important? Am căutat să găsim, să descifrăm de ce se face așa. Și acum, după ce am descoperit de ce se face așa, vrem să punctăm și să clarificăm că etapele cele care le facem sunt datorate acestui mecanism nascut și a explicațiilor care ne-am făcut eu. Ne-am dat eu, da? Da. Deci dacă avem de făcut inecuația următoare. Hai să mai vedem în cap. Asta le pui dacă există, nu? Da. Dacă nu există, asta e. N-ai cum să le pui. Deci le punem pe tabel numai pe cele care există. Uite. Se dă inecuația 3x pătrat plus 2x mai mare ca 0. 3x pătrat plus 2x mai mare ca 0.
0. Deci 3x pătrat plus 2x mai mare egal cu 0. Egalăm cu 0, așa. Deci 3x pătrat. 3x pătrat plus 2x egal cu 0, da? Aflăm rădăcine, da? Da. Cum facem la rădăcine? Cu delta. Delta. Rădăcine sunt minus b minus sau plus radical din delta supra 2a. Așa. Delta fiind b pătrat minus 4ac. Da. 4 minus 4 minus 2. Delta este minus 8. Minus 8? Da. Cred că e greșit. E mai format. Păi, 4. Da. Plus minus 12. A, minus 8 pe 0. Da. E 4. Delta e 4. Delta e 4? Încă o dată, clar. Da, no, delta e 4. E 4, da? Delta e 4 2. Așa, așa cum? X1 este minus B. Minus B, adică minus 2, minus 2, supra 6. Minus 4 pe 6, X1. Și X2 egal cu minus 2, plus 2. Egal cu 0 pe 6, care e 0. 0, da? 0 și? 0 și minus 4 pe 6. Minus 4 pe 6. Adică 4 pe 6 simplifică prin 2. Da, prin 2. Și face minus 2 minus, pe? Da. Minus 2 pe 3. Uite cât ai muncit tu. Și vezi cât de rapid este asta. Ne se zic că putem, este o ecuație particulară, care ce e 0. Dăm un factor comun pe x. Deci echivalent cu a spune că x pe lângă 3x minus plus 2 egal cu 0. E bine? Da. Dacă am scos un x, da? Da. Și cât, la mulțire, cât oricât să facă 0? Pe rând, de fiecare cu șansă să fie 0. Deci de aici avem o dată x1 egal cu 0. Da? Da. Și cealaltă 3x plus 2 egal cu 0. Adică x2 egal cu minus 2 pe 3. Deci x1 e egal cu 0 și x2 e egal cu minus 2 pe 3. Și atunci, cele două valori, facem tabelul de variație, asemenea acum, da? Deci merită să muncești așa când vezi particulară? Deci se scoate un factor repede, una e 0 și alaltă este rapid, ca e quasi gradul 1, minus 2 pe 3. Tu acolo delta, A, B, C, nu știu ce, B pătrat, minus 4, A, C, dă-i și chinuite, ești greșit. Da. Când mi-ai spus delta e minus 8. Deci, vezi, ți-ai asumat un drum care, un drum care te-a dus și tu greșit. Dacă nu te corecta cineva, tu spuneai că minus 8, n-ai rădăcini, delta e negativ și n-ai rădăcini și ele sunt 0 și minus 3 de 2. Deci, vezi cât e de grav dacă nu-ți, nu ești atent la speculații de acestea care să te ducă pe drumul cel mai scurt. Așadar, aici corect este să-ți întocmi tabelul x-ul de la minus infinit la plus infinit. Da, de la minus infinit la plus infinit. E vorba de 0, 0 și minus 2 pe 3. 0 și minus 2 pe 3. Este vorba de y care apare. Vedem valoarea 0. Deci lui x valoarea 0, în dreptul lui 0 și minus 2 pe 3, cât este? 0. 0, nu? Că doar așa am ținut pe 0, că vreau de cu 0. Și intervalul este rupt acum de la minus infinit la plus infinit în 1, 2, 3 intervale. Și luăm un x dintr-o zonă. Pe 0. Dar aici nu este 0. Că de așa e 0 aici. Luăm aici pe minus 1. Deci pentru x egal cu minus 1, rezultă f de minus 1 este egal cu
R de minus 1, cât este? 3 minus 2. 3 ori minus 1 la pătrat. Adică 3. Da. 3, așa. 3 minus 2. Minus 2. 1. Ce fel de număr este? Pozitiv. Mai mare ca 0. Așadar, în toată zona asta, ce fel o să pun? Pozitiv. Pozitiv, pozitiv. Pozitiv. Și pe urmă? Între milu e semn contrar, adică e negativ. Negativ, negativ. Nu semn contrar, nu că semn contrar. Pur și simplu alternez, măi. După ce ai văzut plus, pe urmă urmează minus, da. Măi, ca să nu mai... Ții mecanic acest lucru și uneori poți să le încurci. Și după aceea e plus. Da? Poți bine. Deci așa trebuie gândit. Și acum, cum am avut inecuația asta? Cum a fost? 3x pătrat plus 2x a fost mai mare ca 0. Unde vezi tu echivalent? Acum, cu care sunt x și pentru care asigur asta să fie pozitivă? De la minus infinit până la 0. Așa, mă, e simplu, mă. Te uiți, unde sunt unii cu plus, mă? Da. Că mai mare ca 0 înseamnă cu plus. Unde sunt? X-ii sunt de la minus infinit până la 0. Reunit, adică la care adaugi? Cu minus 2 pe 3. Așa, reunit cu minus 2 pe 3 la plus infinit. Terminat ești. Deci, cum se procedează? Se atașează ecuația, se găsesc rădăcini. Atenție, te uiți dacă e particulară, ca să nu muncești mult. Da. Când lipsești C-ul, dai pe X în factor comun. Când lipsește B-ul, o să facem încă o dată, dar am făcut-o, o să mai reveau încă o dată. Și cele două valori le găsești rapid. Una e 0 și cealaltă este... S-a întâmplat să fie minus 2 pe 3 pentru cazul ăsta, dar dacă e altă ceva, e cu azi de grad 1 acolo, nu? Da. Treci cele două valori, în dreptul lor 0 și 0. 0, după dăm o valoare. Așa, deci, dintr-una din zone dăm o valoare, dintr-una din zone, iată, noi am dat 1, și îndată vezi ce semn apare acolo, da? Și ai pus semnele, după care citești cum vrei să fii tu, mai mare. Mai mare. Unde ești cu plus? Aici, aici. Dacă ai fost mai mic ca 0. Deci dacă ai avut 3x pătrat, scrie de sub 3x pătrat plus 2x, mai mic ca 0. Echivalent cu ce x? Unde îi vezi negativ? Între 0 și minus 2 pe 3. Între 0 și minus 2 pe 3. Deci x aparține la 0, la minus 2 pe 3. La 0, la minus 2 pe 3. Acolo sunt negativ. Simplu și bună ziua, bună ziua. Da? Deci, dacă ai de rezolvat inecuația asta, că minus 25x pătrat plus 4 mai mic ca 0. Minus 25x pătrat plus 4 mai mic ca 0. Vorbești tu, îmi duc tot raționament. Minus 25x pătrat plus 4 mai mic ca 0. Vorbește ca să te audă camera. Nu e egală cu 0. Minus 25x pătrat plus 4 e egal cu 0. Hai, poate că nu. X pe lângă, dăm un factor comun pe... Ai posibilitatea să dai pe X în factor comun? E asemănătoare cu asta, are și unul și altul x. Păi nu are. Scrie în dreptul său că b-ul este 0. Da. Și de acolo duci pe 4 în partea cealaltă. Deci vine minus 25 x pătrat. X pătrat egal cu minus 4. Minus 25 x pătrat egal cu minus 4. Adică 25 x pătrat. Egal cu... Mulțești cu minus 1. Și... Egal cu 4. Scoți pe x pătrat de acolo. Hai. X pătrat de lângă... Deci 25 x pătrat egal cu 4. Ai ajuns? Da. De unde rezultă că x pătrat egal cu 4 pe 25? Da. Hai, vorbește acum. Păi și... Dacă la pătrat e atâta,
simplu, cât este X-ul? 2 pe 5. Plus minus 2 valori. Deci rezultă de aici că X1, 2, egal cu plus minus 2 pe 5. Da? 2 pe 5. Facem tabelul de variație asemenea. Hai! X de la minus infinit la plus infinit. Pe 2 pe 5. Deci e vorba de minus 2 minus pe 5. 2 pe 5. Și 2 pe 5. 5. Redăm pe 0. 0 și 0 în dreptul său. Și dăm o valoare ca să vedem semnul. Exact. Dăm pe 0. Care este aici în zona asta. Da. Și vedem imaginea lui 0. Facem f de 0. F de 0. Noi ne închipim că asta este de aici, da? Da. F de 0 va fi egal cu 0 plus 4, 4. 4. Care este ce fel de număr? Pozitiv. Deci mare ca 0. Deci între minus 2 și pe 5 va fi pozitiv. Plus, da. Și minus. Și în rest? Minus. Și cum am avut din ecuația? Este mai mic ca 0, deci vine... Deci de pentru, scriu acum, minus 25. Minus 25 x pătrat plus 4. 4. Mai mică ca 0, dacă și numai dacă, și îi vedem în ce zonă. Aparține de la minus infinit la 2 pe 5. Minus infinit la 2 pe 5. Așa. Și reunit cu 2 pe 5 plus infinit. 2 pe 5 plus infinit. Da. Și cu asta am răspuns. Noi aici trebuie să ajungem, la răspunsul ăsta. Dar pentru toată povestea asta facem demersul. Deci ai sesizat. Când lipsește C-ul din 0, se dă X în factor comun. Când lipsește B-ul, se scoate X pătratul egal cu. Și primă 1, 2, plus minus radical, da? Te rog să rezolv X pătrat minus 4X plus 3 mai mic egal decât 0. Vorbește ca să te audă camera, da? Delta egal cu pătrat minus 4C. Delta egal cu 16 minus 4, 3, minus 12. Delta egal cu 4. Radical din delta egal cu 2. X1 egal cu minus B minus radical din delta supra 2A egal cu minus B, adică 4 minus 2 supra 2 și egal cu 2 pe 2 care e 1. X1 egal cu minus B plus radical din delta supra 2A și egal cu 4 plus 2 supra 2 egal cu 6 pe 2 care e 3. Deci sunt 2 și, gata, care sunt valori? 2 și 3. 1 și 3. 1 și 3. Da. Ei, acum facem repet tabelul. Tabelul. Plus infinit la plus infinit. 1. Da. Dăm o valoare, dăm pe 0. F de 0 egal cu 0 egal cu 3. Deci este pozitiv. Da? Deci ai făcut cât? Cum? Așa. X la minus infinit, una la plus infinit. Da. Dăm 1 și 3. 1 și 3, da. 0. 0 și 0. Și am dat... am făcut f de 0. Da. Și mi-a dat 3. Deci este pozitiv. Între 1 și 3 este pozitiv, restul negativ. Deci cine este? E vorba de x pătrat minus... x pătrat... minus 4x plus, plus 3, da? Da. Și ai dat pe 0 și ai dat plus aici, da? Da. Că ai dat plus 3, da? Da. Și plus plus și în rest minus. Minus. X pătrat minus 4x plus 3 mai mic ca... mai mic sau egal decât 0. X pătrat minus 4x plus 3 mai mic sau egal decât 0. Dacă și numai dacă, x și mai 0. Se aparține minus de la minus infinit până la 1. Deci la minus infinit. La 1. Reunit cu 3 plus infinit. Reunit cu 3 plus infinit, da. Da. Și cu asta ai răspuns, da? Ia să mai rezolv tu încă, tot singur. Minus
3 minus 2x pătrat plus 5x mai mic egal decât 0. Desfărăzeu și așa asta. Când avem așa, dăm un x în factor.